Fraților, ce faceți? Deci nici nu vreau să... Să nu vă aud, da, ok. Da, nu, știu că bati cu lumea aia, știu, e ok. Trecând acum peste faptul că arăt ca un luptător din insulele Canare, astăzi o să ne jucăm de fapt un joc în care trebuie să țipăm. Am postat și pe canalul Ratații primul nostru clip, eu cu fratele meu. Acum dacă îl căutați pe YouTube canalul Ratații, o să-l găsiți, puteți să vă abonați acolo. Poate facem 50.000 de abonați, bă, avem 30.000. Și bineînțeles să lăsați un like și să facem 30.000 de like-uri dacă vreți să mai facem clipuri de genul, dacă o să vă placă. Exact înainte să filmezi, vorbeam eu așa cu mine și cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dă-mi și o idee, Doamne, să filmez și o dau o Caterinca așa, băi, și am dat un scroll pe TikTok și a apărut un clip cu jocul ăsta. Folosește o voce ușoară ca să mergi, folosește o voce mai tare ca să sari, vorbește tare ca să sari și mai tare. Hai să vedem, level mode, ia ce e aici, level 1, a, ok. Păi de ce nu merge, fraților? Nu merge pe calculator, o să ne jucăm pe telefon. Hai să vedem, level 1. Ia să dau sensibilitate. Nu am vorbit! Nu am vorbit! Trebuie să mă încălzesc. Câte niveli sunt? Sunt 6. Păi veri, le bat pe toate. Astăzi ești nebun. Dibidi hap. Dar nu înțeleg de ce nu merge. Și o porcărie. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă întorc acasă. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit. Voi vă dați seama ce zic vecinii mei? Te filmează, nu e nimeni rănit aici. Bă, nu pot, bă, nu pot să înțeleg, bă. Se pare că instinctele mele primitive nu mă prea ajută să, să bat acest joc. Abia aștept să mă văd la editare cu cum arată un prost cu batic pe cap, urmai eu care țâpă ca un prost. Ce să mai e? Comedie pură, bă, talent, haz! Ca să-mi revin o leacă vocea, vreau să vă prezint un super proiect, bă. Proiectul în sine de NFT-uri se numește Ledgers NFT. Odată cu evoluția lumii cripto și a NFT-urilor, proiectele creează modalități noi prin care comunitățile și fanii să crească și să interacționeze împreună cu creatorii. Ce vrea să facă proiectul ăsta, de fapt, este ca tu să poți să câștigi NFT-uri dacă te uiți la chestii. Eu deja fac parte din proiectul ăsta și sunt încântat. Ba chiar mi-am luat și câteva NFT-uri, puteți să le vedeți aici. Și practic prin NFT-urile astea o să putem să ne conectăm împreună, băi băieți. Proiectul în sine o să se lanseze undeva pe la mijlocul lui martie. Și cu extensia aia de vreau să-l lace ostiu istu, practic o să generezi cripto în portofoliul tău virtual. E o idee tare, e unică și practic na, cu cât o să fii mai mulți, cu atât o să bubui proiectul mai tare. O să vă las linkul de la Discordul lor, sunt și eu acolo pe server. Și să vă mai zic, vă aștept. Hai pe dălegi. Mi-aș dori maxim să pot să trec din nivelul 2. Nu merge. Nu, e buguit.
Revive! Revive, please! Mă uit la clip, revive, vă rog, mai aveam o leacă! Degeaba, am dat, m-am uitat degeaba. Te cubate cu un cap așa chiar zici de pe front direct. Zici că-s indian de ăla. Nu mă proiectam vreodată când eram mai mic că pe la 22 de ani o să stau să țâp la un telefon, dar aia e și nu a dus viitorul. Să vezi ce legătură cu mărar îmi fac eu la gât aici, nu mai pot. Dă-ți-mi spine, nu mă interesează. A, deci nu trebuie să fii foarte tare, fac. Ia, ha, ha. Nivelul 5, ca să știți cine a ajuns primul la nivelul 5 și de ce nu mă compar eu cu voi, ca să știți. Yeah, 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 hey, 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 yeah. S-o bugui, cred că nu? Level 6, mă! La 99!
Băi, cu fluieratul am reușit, bă, cât de tare să, cât de tare să fiu, bă, pe bune. Yeah, hey, yeah, yeah. Yeah, hey, yeah, hey. Yeah, hey, hey. Yeah. Au, 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 au. Au. Au, 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 au. Au, au, na, deci nu mai pot, deci pe lângă cred că cu siguranță arăt ca un ratat când fac așa, nici nu pot, nici nu merge, frate. Bă, dar explicați-mi și mie, bă, că mă doare gâtul, cum să fac, e? Nu mai gata, nu mai. Am ajuns până la jumate din 7. Dacă puteți să mă bateți, sunteți tari. Dacă nu sunteți niște ratați. Pe lângă cred că am făcut cam mult. 7 nivele, mă doare gât, nu mai pot. Trebuia să fac, cred că trebuia să fac trebuia să fac jocul ăsta pe canalul de gaming. Legit o să fie, cred că cel mai ciudat video de pe YouTube românesc. Am o idee, să-mi trimiteți poză pe Instagram, screenshot că m-ați bătut la jocul ăsta. Și cine o trecut din nivel 7, îi dau like la o poză, eu, pe Instagram. Să-mi trimiteți acolo, dar cine nu, îi ultimul ratat, ca să știți. Păi ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și deți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.